Imagini incredibile au fost surprinse într-un cartier din Hunedoara. Echipaje de poliție și jandarmi au fost atacate cu bâte și topoare de niște indivizi nervoși că agenții le-au stricat petrecerea. Trei bărbați au fost reținuți până acum, iar procurorii îi anchetează pentru ultraj. Roxana Tivadar are detalii. Bună ziua, Roxana! Bună ziua, indivizii au încins un grătar în fața blocului unde locuiesc și au început să petreacă zgomotos. Deranjat de gălăgia pe care o făcea, un martor a sunat la 112 și a cerut ajutor. La fața locului au venit polițiști și jandarmi, însă în loc să se potolească, cei trei au început să atace forțele de ordine. În cele din urmă au fost încătușați și duși la secție. Cei reținuți fac parte din aceeași familie, tatăl în vârstă de 46 de ani și doi tineri care sunt fiii lui. Din fericire, polițiștii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă cei trei riscă să fie arestați preventiv pentru ultraj. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.